Răsturnare de situație în cazul Spitalului Regional de Urgență dacă în urmă cu o lună de zile administrația locală declara că unitatea sanitară regională va fi amplasată în Copou, primăria Iași a anunțat acum că acest lucru nu mai este posibil. După o analiză detaliată a proiectului alături de o comisie din partea Ministerului Sănătății, primarul Mihai Chirica a anunțat în cursul acestei săptămâni că spitalul va fi construit pe platoul din zona Moara de Vânt. Terenul de la Moara de Vânt prezintă, din punct de vedere al autorităților, mai multe beneficii și avantaje pentru construirea mult doritului Spital Regional de Urgențe. În primul rând, acesta este un teren intabulat cu o suprafață de aproximativ 120 de hectare, iar principalul avantaj ar fi existența căilor de acces. Cât despre vechea propunere de amplasare, un teren aflat în patrimoniul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad, Mihai Chirica a specificat faptul că transferul juridic al proprietății funciare întâmpină dificultăți mai mari decât beneficiile, motiv pentru care s-a luat în calcul o regândire a proiectului. Disfuncționalitatea mai mult dintr-o neînțelegere a legii în ceea ce privește situația terenurilor care sunt în momentul de față în proprietatea universității. Acolo este o stațiune de cercetare științifică și prin lege nu poate fi schimbată destinația nici măcar prin hotărâre de guvern, ci doar printr-o altă lege. Amplasarea viitorului Spital Regional de Urgență în această zonă, Moara de Vânt, ar putea reprezenta o oportunitate de dezvoltare și pentru alte proiecte majore ale comunității ieșene. Suprafața de teren este suficient de mare și permite dezvoltarea ulterioară a unor proiecte, atât din domeniul academic, dar și științific. Utilitățile necesare sunt la o distanță rezonabilă. Avem căi de acces pe ambele părți ale terenului. Avem legătură directă cu drumul național 24, drum european și șoseaua de centură. Această propunere trebuie însă să obțină un aviz favorabil de la autoritatea aeronautică și să fie agreat de Ministerul Sănătății pentru îndeplinirea condițiilor de demarare a programului operațional regional.